ziua. Bună ziua, sunt inspector principal Ciora Bogdan Mihai, șeful biroului de siguranță școlară din cadrul IPJ Neamț. Vă mulțumim pentru că ați dat cursul invitației noastre. I-am alături de mine pe colegii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț și colegul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. După cum am anunțat, tematica conferinței de astăzi se referă la principalele activități desfășurate de MAI în perioada anului școlar 2023-2024, cât și pe perioada vacanței de vară, precum și măsurile dispuse pentru începerea anului școlar în siguranță. Am pregătit câte un material fiecare instituție. După ce îl vom prezenta, o să puteți spune și întrebări, dacă aveți nelămuriri. Polițiștii structurilor de siguranță școlară și prevenire din cadrul IPJ Neamț au desfășurat în anul școlar 2023-2024 un număr de 1204 activități de prevenire în unitățile de învățământ, de care au beneficiat peste 38.000 de elevi și cadre didactice, având ca teme de prevenire prevenirea faptelor violență și a bullying-ului, prevenirea consumului de droguri, prevenirea traficului de persoane, prevenirea faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Totodată, în anul școlar 2023-2024, au fost organizate prin intermediul unităților școlare 5 întâlniri cu părinții, în cadrul cărora au fost abordate aspecte privind prevenirea delinvenței juvenile și a victimizării minorilor, întâlniri la care au participat 150 de părinți. În cadrul taberelor au fost desfășurate 102 activități, de care au beneficiat 2368 de minori, având ca teme prevenirea faptelor cu violență și a bullying-ului, prevenirea consumului de droguri, a traficului de persoane, prevenirea faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Totodată, în perioada vacanței de vară, în afară de prezența în tabere, polițiștii de prevenire au participat la atelierii de vacanțe în cadrul Bibliotecii Județene, a Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii din cadrul DAS Piatra Neamț, fiind desfășurate 34 de activități la care au participat 1198 de copii. S-au desfășurat activități în cadrul a 6 campanii care au avut ca scop prevenirea faptelor cu violență, a consumului de droguri și prevenirea faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Totodată au fost desfășurate 7 acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ, fiind aplicate un număr de 31 de sancțiuni contravenționale în valoare de 23.800 de lei pentru încălcări ale prevederilor legii 61/1991 și legii 349 din 2002, 3 dintre acestea fiind aplicate unor persoane juridice, în 2 cazuri fiind expusă și măsura suspendării activității agentului economic. Au fost efectuate 30 de instruiri cu lucrătorii comerciali din zona unităților de învățământ, pe linia respectării prevederilor legii 61 din 1991 și legii 349 din 2002, cu privire la interzicerea comercializării de băuturi alcoolice, energizante și tutun către minori. Structurile de ordine publică, din cadrul IPJ Neamț, au acționat în anul școlar 2023-2024, zilnic, în zona unităților de învățământ, cu o medie de 12 patrule în mediul urban și 27 de patrule în mediul rural, pentru menținerea ordinii și liniștii publice în zona adiacentă unităților de învățământ, precum și pentru supravegherea traficului rutier și prevenirea evenimentelor rutiere. În ceea ce privește criminalitatea sesizată în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ, în primele 6 luni ale anului 2024 au fost sesizate 36 de infracțiuni, din care 18 în unitățile de învățământ din mediul urban, iar 18 în unitățile de învățământ din mediul rural. Ponderea cea mai mare este reprezentată de infracțiunile de loviri sau alte violențe, 22 de infracțiuni, respectiv 61% din total, urmate de infracțiunile de amenințare și vătămare corporală din culpă, cu câte 3 infracțiuni, și furt, 2 infracțiuni, urmate de alt tip de infracțiuni, 6. În anul școlar 2024-2025 vor fi continuate demersurile preventive ce vin în întâmpinarea nevoilor actuale de formare a tinerilor. Cu privire la modul de asigurare a securității celor 328 de unități de învățământ existente pe raza județului Neamț, în anul școlar 2024-2025 vă comunicăm următoarele. 292 de unități de învățământ dețin analiza de risc la securitate fizică întocmită de către un evaluator de risc autorizat și 241 de
unități de învățământ au implementat măsurile de securitate stabilite în analiza de risc la securitate fizică. 217 beneficiază de sisteme tehnice de alarmare împotriva infracției, 45 de unități de învățământ au constituită pază fizică umană, 45 de unități de învățământ au plan de pază aprobat de poliție, iar în urma controalelor efectuate la unitățile de învățământ pe parcursul anului școlar 2023-2024, organele de poliție au întocmit procese verbale de control în care s-au trasat măsuri și termene în vederea remedierii deficiențelor constatate de pe linia sistemelor de securitate. În aceeași perioadă, polițiștii au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii 333 din 2003 privind faza obiectivelor, sancțiuni aplicate către unităților de învățământ. Cu privire la măsurile propuse în contextul începerii noului an școlar, vă transmitem că principalele măsuri pe care le IPJ Neamț l-a dispus cu privire la creșterea gradului de siguranță în școli pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în incinta, precum și în zona adiacentă unităților de învățământ pentru anul 2024-2025 sunt adaptarea și direcționarea efectivelor de ordine publică și de rutieră în zona unităților de învățământ pe timpul deplasării elevilor la și de la unitate de învățământ pentru menținerea ordinii și liniștii publice. Verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare în zona stanțiilor mijloacelor de transport public de persoane și a trecerilor pentru pietoni, aflate în apropierea imediată a unităților de învățământ preuniversitar sau în imediată apropiere a acestora, precum și a amenajărilor rutiere și a dispozitivelor special realizate sau amplasate în scopul asigurării siguranței pietonilor. Dacă vor fi constatate deficiențe, acestea vor fi semnalate administratorului drumului în vederea remedierii. Pentru asigurarea unui climat de siguranță rutieră cu privire la transportul elevilor la unitățile de învățământ, se vor derula activități educative preventive și de verificare a autovehiculelor special destinate transportului de elevi. Activitățile se vor desfășura în două etape. În prima etapă va fi verificată extensa documentelor necesare ca aceste autovehicule să efectueze transportul pentru care sunt destinate, concomitent cu verificarea și instruirea conducătorilor auto, iar în etapa a doua, activitatea de transport elevi va face obiectul verificărilor în trafic, urmărindu-se folosirea acestor mijloace conform destinației, respectării capacității de transport, dar și testarea alcoscopului a conducătorilor auto. O altă măsură este desfășurarea de activități de prevenire a faptelor antisociale și a consumului de droguri în unitățile de învățământ. Verificarea respectării de către unitățile de învățământ a prevederilor legii 333 din 2003 privind paza obiectivelor. Instruirea și verificarea respectării de către lucrătorii comerciali din zona unităților de învățământ a prevederilor legii 61/1991 și legii 349 din 2002 privind comercializarea băuturilor alcoolice, energizante și tutun către minori, și se vor continua campaniile de prevenire deja implementate, precum și inițierea unor noi campanii adaptate nevoilor identificate în unitățile de învățământ de pe raza județului Neamț. Totodată profit de întâlnirea pe care o avem astăzi pentru a aduce la cunoștință publicului, în special lucrătorilor comerciali din zona unităților de învățământ și nu numai, câteva fapte prevăzute de legea 61 din 1991, fapte ce constituie contravenții. Și avem la articolul 2.21, sancționată ca și contravenție, fapta de desfacere, comercializare și consum băuturi alcoolice în locurile publice, la intrarea în curțile și în interioarele lor, cum sunt spitale și alte unități sanitare, centre de plasament al minorilor, unități și instituții de învățământ și educație, lăcașuri de cult și instituții religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora. O altă contravenție este servirea cu băuturi alcoolice în localurile publice a consumatorilor aflați în vădită stare de ebrietate, precum și a minorilor. Comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori de către unitățile autorizate să comercializeze băuturile alcoolice.
și comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit, inclusiv prin automate comerciale, a băuturilor energizante către minori, de către unitățile autorizate să comercializeze băuturi energizante. Aceste contravenții fiind sancționate cu amenzi de până la 20.000 de lei, chiar și 30.000 de lei în cazul în care fapta este săvârșită în incinta unei unități de învățământ, a unei instituții de sănătate sau destinate cu ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, dispunându-se și măsura complementare a suspendării localului public între 10 și 30 de zile. În continuare o să dau cuvântul colegilor de la Inspectoratul de Jandarmi Județean pentru prezentarea materialului dumnealor. Bună ziua, sunt plutonier Gafițana Maria, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. Iar astăzi, alături de colegul meu, domnul Maior Gămănuț Marius, vă vom prezenta măsurile preventive ale jandarmilor nemțeni din perioada vacanței elevilor și activitățile premergătoare începerii anului școlar. Siguranța cetățeanului este una dintre principalele direcții de acțiune ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, indiferent de categoria de vârstă, iar informarea corectă a cetățenilor cu privire la siguranța publică este esențială în societatea actuală. Pe întreaga perioadă a vacanței de vară, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț au avut o prezență activă în mijlocul copiilor și tinerilor și au desfășurat activități de informare și prevenire a faptelor antisociale pentru creșterea gradului de siguranță în rândul elevilor. Prin urmare, am răspuns pozitiv tuturor solicitărilor pentru participarea la activitățile cu caracter informativ și preventiv educativ, ocazie cu care jandarmii au fost alături de 400 de tineri și copii în cadrul programului de tabere ARC 2024 la activitățile desfășurate săptămânal sub coordonarea Departamentului pentru Români de Pretutindeni la centrul de agrement Oglinz, începând cu data de 2 iulie, activități ce vor continua până la începutul lunii septembrie. De asemenea, jandarmii au fost prezenți și în mijlocul copiilor din tabăra de vară de la Nemțișor, tineri veterani, unde au oferit informații, sfaturi și recomandări din domeniul jandarmeriei montane în cadrul campaniei Ordine și Disciplină Civică pe traseele turistice, cu participarea a peste 130 de copii și supraveghetori. Cele 9 activități preventive educative în rândul elevilor la taberele de vară au vizat discuții libere, ocazie cu care jandarmii montani din cadrul unității noastre le-au prezentat atribuțiile, tehnica și dotarea specifică jandarmeriei montane, reguli de conduită în domeniul montan și protejarea acestuia, particularități în cazul deplasărilor pe munte. Totodată, discuțiile libere au vizat și necesitatea folosirii responsabile a rețelelor de socializare, consecințele legale ale unui comportament neadecvat și efectele violenței în mediul școlar și în afara acestuia. În urma analizei misiunilor specifice din domeniul ordinii și siguranței publice din anul școlar anterior și a situației operative actuale, efective din cadrul Jandarmeriei Neamț vor continua monitorizarea unităților școlare avute în responsabilitate, respectiv 15 unități de învățământ de pe raza județului Neamț, 7 unități școlare în municipiul Piatra Neamț, 4 unități școlare în municipiul Roman, o unitate școlară în orașul Târgul Neamț, o unitate școlară în orașul Bicaz și o unitate școlară în localitatea Ceahlău, cu precădere pe timpul afluirii și defluirii elevilor și cadrelor didactice. În anul școlar 2023-2024, în baza Planului Teritorial Comun de Acțiune, pe lângă misiunile de menținere a ordinii publice în zona de responsabilitate a unităților de învățământ, colegii noștri au desfășurat 73 de acțiuni de prevenire, atât independent cât și în cooperare cu poliția, la 59 de locații, cu participarea peste 1710 elevi în cadrul campaniilor Adolescență fără delicvență, Împreună împotriva violenței școlare și Școală în siguranță. Pe parcursul anului de învățământ, în urma modificărilor legislative aduse legii 61/1991, jandarmii au desfășurat și 15 activități de prevenire și informare la unitățile comerciale din imediata vecinătate a instituțiilor de învățământ, cu privire la prevederile articolului 2.23 alineatul indice 2, comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit, inclusiv prin automate comerciale, a băuturilor energizante către minori de către unitățile autorizate să comercializeze astfel de băuturi. Pentru Jandarmeria Neamț, asigurarea unui climat de ordine și siguranță în școli, precum și în zonele adiacente, acestora reprezintă o prioritate. Drept urmare, zilnic vom continua activitățile specifice de patrulare și prevenirea faptelor antisociale în zona instituțiilor de învățământ și în anul următor 2024-2025, atât independent cât și în sistem integrat,
și vă asigurăm de strânsa colaborare cu unitățile școlare aflate în responsabilitatea jandarmeriei pentru împlinirea scopului comun, acela de a asigura siguranță, a oferi siguranță elevilor și cadrelor didactice pentru parcursul anului școlar, astfel încât școala să fie un spațiu sigur, dedicat studiului și performanței. Siguranța cetățenilor este o prioritate, iar noi suntem la datorie pentru a reuși să îndeplinim acest lucru. Dacă aveți nevoie de ajutor, solicitați-ne sprijinul, fie direct, la cea mai apropiată patrulă, fie prin intermediul serviciului de urgență 112. Vă mulțumesc! Mai departe o să dau cuvântul reprezentantului din cadrul ISU Neamț. Bună ziua! Mă numesc Constantin Adrian, sunt șeful inspecției de prevenire, cadrul ISU Neamț. O